februarie acestui an, o balenă și puiul său s-au apropiat de un grup de turiști aflați într-o barcă în largul apelor din zona Baja California, Mexic. Fiecare an, balenele migrează câte 8.000 de kilometri de la pol până aproape de tropice. Când ajung aici, oamenii sunt duși cu barca să le cunoască. Mama, estimată să aibă o lungime de aproximativ 12 metri, se apropie ușor de turiști și se lasă mângâiată. Iar puiul îi urmează exemplul mamei și se apropie și el pentru a simți atingerea oamenilor pe care nu-i percepe ca fiind periculoși. Acesta nu ar fi singurul caz în care balenele se apropie de bărci și așteaptă să fie mângâiate. Aceste mamifere sunt inofensive pentru oameni atât timp cât nu sunt provocate, în special atunci când mamele migrează cu puii lor. Fenomenele sunt destul de rare, dar pentru cei care au norocul să le vadă atât de aproape, reprezintă o experiență unică.